Bun găsit, bărbatul de 42 de ani din comuna Ceptura care a ucis animalul se afla în control judiciar. Totul după ce înainte de această oribilă faptă a distrus mașina unui nepot. Individul este cunoscut pentru că a ales să își facă singur dreptate. Spre exemplu, înainte să lovească autoturismul Rudei Salei, l-a cerut acestea să facă o tură, iar nepotul a refuzat, ba mai mult, a tăiat și anvelopele mașinii unui angajat de la un service auto după ce nu a fost mulțumit de modul în care s-ar fi făcut reparația. Și în cazul vacii pe care a înjunghiat-o este vorba despre o altă nemulțumire. Proprietarul animalului ar fi cerut o bucată de pământ la primărie pe care să își ducă bovinele la păscut, lucru care l-a înfuriat teribil pe omul nostru și a recurs la un astfel de gest. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi, pe numele său, a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de lucrătorii poliției din Urlați în cadrul unui dosar pentru infracțiunile de distrugere în formă continuată și uciderea animalelor cu intenție fără drept.